Cesiune pe pasiune este singurul material de referință al industriei artistice care explică drepturile de autor și contractele de cesiune pentru artist, utilizator și producător. Pe scurt, cine cu ce drepturi trebuie să rămână? Având în vedere faptul că de câteva luni bune de zile subiectul de discuție este cel al schemei de ajutor de stat, în această seară vom dezbate acest subiect. Pentru cei care sunt pe Zoom, dacă vor să ia cuvântul, i-aș ruga să se înscrie pe chat cu rugămintea de a avea răbdare, pentru că sunt oameni prezenți în sală cu care o să vorbim prima oară. Ok, bună seara tuturor! Suntem la a cincea ediție și pare că facem asta de câteva sezoane deja, pentru că discutăm de fapt zilnic și mai bine zis zi și noapte despre această schemă de ajutor de stat. Avem niște invitați deosebiți în seara asta și vor confirma lucrul acesta, pentru că sunt în aceeași situație. Și de fapt suntem cu toți în aceeași situație, pentru că industria în momentul ăsta este puternic strâmturată. Și ne-am chinuit foarte tare să găsim niște soluții, în primul rând, pentru artiști, pentru autori, pentru titularii de drepturi, pentru că ei reprezintă majoritatea sectorului cultural. Am găsit niște soluții, ne-am zbătut apoi să le facem auzite, să le explicăm, să le detaliem și consider că în această seară avem formula alchimică, magică. Și despre asta o să vorbim. De ce zic formula alchimică? Pentru că toate tentativele noastre au fost blocate cu tot felul de contraargumente, care mai de care mai tehnice și nu neapărat corecte toate. Dar acum, în sfârșit, se pare că am găsit înțelegere de la cine tranșează acest proiect, de la Ministerul Culturii, de la Unitatea de Management Proiecte a Ministerului Culturii. Și despre asta vom vorbi. Foarte scurt, în introducere, reamintesc că o parte din noi au făcut parte din grupul de lucru care a discutat despre schema de ajutor de stat. Suntem pe finele lui februarie, încă nu am primit minutele, decât într-un cadru absolut informal, dar neasumat. Așa că încă avem emoții vis-a-vis de această propunere pe care o facem și astăzi în fața dumneavoastră, propunere deja discutată cu Ministerul, susținută de peste 3.000 de semnatari din rândul participanților la sectorul cultural, actanților sectorului cultural, și sperăm că nu este totul în van, pentru că până în ultima secundă nu decidem noi. Avem și doi artiști invitați în sală care vor să povestească un pic mai aplicat de ce este atât de mare nevoie de această schemă de ajutor de stat în altă formă, într-o formă echitabilă și imediată. Da. Cum ziceam mai devreme, este a cincea ediție. Este o continuare extrem de necesară a ultimelor comunicate muze. Este o conferință dedicată schemei de ajutor de stat. Sectorul cultural, prin cei mai de seamă reprezentanți, solicită implementarea unor măsuri prin care artiștii să fie beneficiarii reali ai schemei de ajutor, așa cum știți. În urma eforturilor susținute, nopți nedormite, weekenduri ratate, am identificat ceea ce credem că este cea mai bună soluție, o soluție care va ajuta direct peste 19.000 de beneficiari. În seara asta se va face istorie. Așa să fie. Înțeleg că Bianca dorește să ia cuvântul. Te invităm aici la pupitru. Și îți explic și regulile tehnice, trebuie să apeși pe butonul alb. Bună seara! Mă numesc Gavrilescu Bianca, sunt violonistă, fac parte din trupa Amadeus. Aș putea spune că mă simt foarte bine în lumina reflectoarelor, chiar dacă nu mă aflu pe o scenă de concert, însă consider că ce avem astăzi de vorbit este foarte important să ajungă la toată lumea și să înțeleagă nevoia artiștilor în această perioadă.
Având în vedere că schema de ajutor nu acoperă și nevoile persoanelor fizice, singura modalitate de a ajuta cea mai mare parte a sectorului cultural, implicit artiștii persoană fizică, este prin schema propusă de muze și organismele de gestiune colectivă. Drepturile de autor și drepturile conexe sunt o parte componentă a veniturilor unui artist, pe lângă cele obținute din spectacole și evenimente. Odată cu venirea pandemiei, toate veniturile au avut o scădere bruscă, iar cele din evenimente totală. La finalul zilei, implicarea artistului este cea care poate face o schimbare pe mai departe și prin asta atragem atenția cât este de necesar a se lua astfel de măsură, cea de suplimentare a veniturilor din drepturi de autor și drepturi conexe, pentru a menține mare parte din industrie pe o linie de plutire. Eu am venit aici să vă vorbesc din prisma mea ca artist independent și îmi pare foarte rău că am constatat în ultima perioadă că foarte mulți foști colegi de la Universitatea de Muzică din București au fost nevoiți să se reprofileze în cu totul și cu totul alte domenii față de ceea ce fac, au fost nevoiți să își vândă instrumentele muzicale ca să poată să trăiască și consideră că ei au cel mai mare nevoie de ajutor în această perioadă. Unii dintre ei, din păcate, nu pot beneficia de indemnizație și nu au niciun ajutor financiar în această perioadă și, cu siguranță, situația nu se va schimba prea curând cu privire la concerte. Așa că susțin tot ceea ce faceți și chiar avem nevoie de ajutor chiar și noi, cei care suntem pe cont propriu. Mulțumesc! Am eu o întrebare scurtă pentru tine. Mai ales că tu ești un artist care în mare parte trăiește și își petrece cea mai mare parte din viață în concerte, evenimente. Și vreau să știu exact cum simți tu zona asta de a trece totul online. A trece de pe scenă în online este foarte dificil, în primul rând că sunt niște costuri foarte mari, pentru că trebuie să-ți păstrezi același nivel ca artist, dar pe de altă parte este foarte dificil să ajungi la public și să dăruiești ceea ce faci prin mediul online, pentru că noi artiștii ne hrănim cu aplauze, cu starea de bucurie pe care o avem atunci când cântăm pe scenă și oamenii sunt alături de noi. Și consider că nu putem să obținem același lucru prin concertele efectuate online. Și, cum spuneam, sunt niște costuri foarte mari pentru aceste concerte online, pe care foarte mulți dintre noi nu ne permitem în momentul de față să îl oferim. Cam cât durează așa să zicem, să îți crești platforma sau să devii popular în mediul online? Durează ani de zile dacă nu ești un artist cunoscut și ești la început de drum sau pur și simplu nu a fost o prioritate să devii cunoscut până acum. Este foarte, foarte dificil să pornești acum în mediul online și chiar dacă investești foarte mulți bani, nu ai siguranța că îi vei recupera într-un timp relativ scurt. De asta spun că durează ani de zile ca lumea să te cunoască, să te vadă și la final să plătească pentru serviciul pe care tu îl oferi, chiar dacă el este în mediul online. Mulțumesc! Mulțumim, Bianca! Din nou constat că ăsta e mediul în care și artiștii au emoții în fața publicului. E foarte greu să vorbim despre problemele astea. Poate ne mai ajută un pic Adi Cristescu, care a și participat la un dat la grupul de lucru când se discutau problemele artiștilor. Bine ai revenit! Salut, salut! Bună seara tuturor! În primul rând, uite, aș vrea să fac două mici completări vis-a-vis de ce vorbeați mai devreme cu activitatea online. Cred că pentru noi, pentru artiști, este cuvântul, câteodată găsim cuvinte în engleză care exprimă mai bine și ce vreau să spun. Cred că este heartbreaking pentru noi ca artiști să fim chiar și aici, uite, suntem într-o mică sală, suntem o mână de oameni
Știm că vorbim cu foarte mulți oameni, dar nu știm dacă noi cântăm acum un refren, nu știm, ei cântă cu noi sau nu cântă cu noi. Sper cât mai curând să cântați cu noi și să fiți în fața scenei. În afară de asta, există cheltuieli mari ca să pui un concert online în scenă, iar banii care se întorc sunt foarte puțini spre deloc. Și cine a făcut asta? Pentru cei, poate cu alte activități care nu au înțeles aspectul ăsta, cine a făcut concert online a făcut doar ca să petreacă o zi de joi sau miercuri sau vineri cântând pe scenă, nu ca să facă profit. Deci faza aia cu, ia uite, s-au mutat artiștii în online și ce bine și ce frumos. Eu zic să recalculați un pic bugetele. În afară de asta, cu platformele, îți crește o platformă, da? Durează câțiva ani. E posibil să-ți crești, de exemplu, de acum câțiva ani, să-ți crești pagina de Facebook, iar Facebook-ul să expire cu totul, așa cum suntem martori în momentul ăsta că s-a și întâmplat, și să apară între timp Instagram-ul, că parcă nu l-ai luat așa din mers de la început. Te apuci acum de Instagram și te trezești că peste 2 ani când ți-ai crescut platforma, de fapt este TikTok-ul la putere și Instagram-ul este dus și pus praful pe el. Și lista poate continua. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne dezvoltăm și în partea de online, dar cu siguranță arta nu poate supraviețui doar în online. Este utopic și sper să nu ajungem niciodată acolo. Ca să facem așa, am început cu o scurtă retrospectivă, să știm unde ne aflăm. Sunt convins că mare parte din cei care ne urmăresc acum știu despre ce vorbim când spunem schema de ajutor de stat, când vorbim despre acești bani. Eu aș spune, pentru acei puțini poate care nu știu exact, vorbim despre niște bani europeni, bani europeni destinați sectorului cultural, așa cum toate țările, cultura a avut de suferit și arta și artiștii. Uniunea Europeană alocă niște fonduri. Noi trebuie din banii ăștia să îi distribuim în piață astfel încât viața artistică a acestei țări să fie susținută cât mai bine, să trecem peste acest hop, peste această perioadă dificilă. Și este absolut natural. Important, nu avem cum să luăm banii ăștia să-i ducem în alte locuri unde cu siguranță există probleme. Eu nu m-am supărat absolut deloc pe cei care, din opinia publică, s-au bășicat așa când au venit artiștii și au semnalat faptul că nu urmau să primească bani. Le-am înțeles reacția, pentru că, într-adevăr, în țară avem foarte multe probleme, doar că, cu siguranță, ar fi înțeles mult mai bine dacă ar fi știut că banii ăștia nu se pot direcționa în alte domenii. Trebuie să meargă către artă. Singura diferență, singura întrebare este, merg banii ăștia doar către organizatori și librării și așa mai departe, firme, sau merg și către artiști? Asta este singura problemă. Și acum că am ajuns aici, cu siguranță, ca să fim cu toții pe aceeași pagină, cred că suntem cu toții de acord, cu toții cei implicați, indiferent că venim de acasă sau dintr-o instituție, suntem cu toții de acord că artistul trebuie să existe într-o formă sau alta în această schemă. Mi se pare absolut evident, pentru că nu am făcut-o doar noi evidentă chestia asta, ci peste tot în Europa, nu am inventat roata, toată lumea face chestia asta și nu este decât normal să o facem și noi. Și este important să stabilim asta. Faptul că toată lumea este de acord că artistul trebuie să fie beneficiar, chiar și cei care la un moment dat au spus nu. Pentru că cei care la un moment dat au spus nu, au spus nu pentru că erau niște neajunsuri tehnice, nu pentru că nu erau de acord cu principiul. Și este important să spunem chestia asta din două motive. Unu, ca să stabilim faptul că suntem cu toții de aceeași parte a baricadei, nu există niște oameni care vor ca artiștii să nu aibă bani și să dea banii dincolo. Nu! Este pur și simplu, sunt niște neajunsuri tehnice peste care trebuie să găsim soluțiile să trecem. Stabilind chestia asta, apare o transformare esențială. Și anume, când noi propunem ceva, iar altcineva care se ocupă de gestionarea asta spune nu se poate, de fapt, răspunsul este nu se poate așa. Vorbim doar despre o piedică tehnică.
Și iar noi cred că suntem aici cu toții și ne-am dedicat timp și energie cu chestia asta. Unii mai puțin, alții foarte mult și felicitări muze pentru chestia asta. Eu știu câtă muncă în spate. Important este să depășim aspectele astea, piedicile tehnice și să facem ceea ce ni se pare cu tuturor că este corect, echitabil și normal. Despre asta vorbim. Suntem cu toții de acord că este normal ca și artistul să fie beneficiar. Trebuie doar să găsim modalitatea tehnică. Mai departe de atât, este absolut evident, la fel că OGC-urile reprezintă un barometru al activității oricărui artist. Orice artist, dacă are o activitate reprezentativă în domeniul lui, este arondat unui OGC. Din fericire, mă bucur să spun chestia asta, de ani de zile încoace, activitățile OGC-urilor arată din ce în ce mai bine. Lucrurile se desfășoară din ce în ce mai mult, nu mai e totul așa după ureche, cum poate noi doar credeam la un moment dat, dar să spunem, vorbind acum absolut deschis, aveam la un moment dat impresia, poate că știam noi prea puține, poate că nu era totul suficient de bine afișat de către OGC-uri. Acum lucrurile funcționează altfel și în afară de faptul că ceea ce se întâmplă cu un artist în cadrul unui OGC îi reflectă activitatea și până la urmă și la coadă, mi se pare, eu întotdeauna am susținut chestia asta de la începutul dezbaterilor, că e bine ca acest ajutor să meargă proporțional cu veniturile și cu activitatea fiecărui artist. Pentru că până la urmă, noi nu ne propunem aici să susținem pe cineva să se apuce de artă, vrem să susținem continuitatea activității celor care fac deja asta. Și pentru asta este normal să luăm, să avem un barometru cât mai bun al activității artistului și cred că se reflectă lucrurile astea în ceea ce se întâmplă cu fiecare artist în cadrul OGC-ului la care este arondat. Mai departe de asta, sunt foarte curios în privința parametrilor tehnici, pentru că știu principiul, îl înțeleg, sunt de acord cu el, îmi place ideea și abia aștept să văd ce se întâmplă pe cifre, sunt nerăbdător. Adi, iartă-mă, trebuie să te întreb ceva. E superbă expunerea ta. E mult, mult prea elegant, având în vedere că noi ne luptăm să explicăm că ne dorim ceea ce era normal din start și anume că artistul să fie beneficiar. Mi-e și jenă să mai zic principalul beneficiar. Mă mulțumesc să spun că va fi și artistul beneficiar. Da, exact. Al unei compensări care se adresează sectorului cultural în integralitate. Te-aș întreba o singură chestie vis-a-vis de discuția din grupul de lucru la care ai participat. Când s-a discutat cu Guvernul și cu Ministerul Culturii despre problemele și soluțiile artiștilor. Efectiv, ce viziune ai? Ce opinie ai? Sunt curios dacă ai simțit deschidere, dacă ai simțit că nu există deschidere. Ai punctat o chestie, de aceea mă leg de ședința aia. Cred că știu. Ai zis că nu se poate versus nu se poate așa. Da, mi se pare un aspect foarte important, pentru că, din fericire, am văzut o deschidere pe care nu am mai întâlnit-o până acum în cadrul instituțiilor de stat. M-a bucurat foarte tare chestia asta. Am văzut deschidere din partea unor persoane urmată în imediata vecinătate de asistentul pe parte tehnico-legal-științifico-fantastică care vine imediat cu băi, stai că nu se poate. Și este important să spunem, nu se poate așa. Hai să vedem, trebuie să găsim totuși, pentru că una e să știm cu toții ce ne dorim și până la urmă, hai să spun o chestie pe care nu știu dacă am mai spus-o. Trăim niște vremuri fără precedent, asta este clar. Și chiar dacă a fost o situație similară acum 100 de ani, condițiile erau cu totul altele, deci nu se aplică nimic. Așa că fără precedent este, descrie 100%. Este absolut normal ca cadrele legale pe care noi le avem să nu se potrivească mânușă cu ceea ce noi considerăm cu toții, ne punem de acord la un moment dat, că este corect să se întâmple așa. Și ne lovim de niște tehnicalități. Aceste lucruri, dacă stabilim cu toții obiectivul,
atunci ar trebui să găsim căile și să modificăm ce e de modificat atunci când este nevoie ca să atingem obiectivul pentru, cu care toți, cu toți suntem de acord că este normal. La fel cum, hai să-ți dau un exemplu foarte simplu. Temperatura pe care ți se ia la intrarea într-un supermarket, spațiu public și așa mai departe. La începutul pandemiei, sau când s-a implementat măsura asta, au fost foarte mulți care au zis, nu, cum adică, eu fiind cu avocatul, tu nu ai dreptul legal să-mi iei temperatura, îți dai seama. Era o măsură logică, normală, acum toată lumea a acceptat-o și a înțeles-o. Bun. Nu aveam atunci cadrul legal. Nu știu dacă s-a schimbat ceva legal între timp sau lucrurile pur și simplu se întâmplă pentru că așa e normal. La fel și aici. Fraților, dacă e bine să facem așa, hai să găsim soluția și să lăsăm asta cu... Bun, păi avem soluția. Despre asta e vorba. Dacă nu vreau să pară... soluția, eu sunt... Nu vreau să par o secundă că nu avem soluția și chiar o să începem să o prezentăm. Minunat. Bun. Mulțumesc și abia aștept. Noi îți mulțumim. O să facem o foarte scurtă pauză de 3 minute cu speranța că vă facem o surpriză plăcută, doar așa ca un, să zicem, preludiu pentru ce urmează. Imaginați-vă că în sfârșit am identificat o soluție care a stat în picioare și care este susținută de cea mai mare parte a acestei industrie. Cea mai mare și cea mai variată, complementară parte a acestei industrie. Revenim în 3 minute.
Probă, ne auzim? Ok, revenim. Bun, am încheiat publicitatea și am revenit, zic eu, în forță. Mi s-a alăturat cea de-a doua gazdă a evenimentului, și anume Mario Demețu, așa că o să-l rog să continue la această introducere. Mulțumesc frumos, Răzvan. Mă bucur că pentru prima dată în multă vreme și pentru prima dată de când vorbim despre această schemă de ajutor de stat, artiștii, organismele de gestiune colectivă, sub umbrela Orda și Muze, se așează la aceeași masă să încerce să identifice cea mai bună, cea mai eficientă soluție prin care aceste ajutoare de stat să ajungă la cât mai multe categorii care au nevoie de această finanțare. Vorbim și de organizatori de concerte, dar vorbim și de artiști, fie că sunt ei independenți sau că sunt artiști ai unor instituții. Am încredere că dialogul este prima și cea mai bună cale pentru a identifica soluțiile corecte și atunci când oamenii au un obiectiv comun, cred că găsesc și resursele pentru a atinge acel obiectiv. A fost nevoie de o pandemie și de o perioadă extrem de grea, poate, nu greșesc dacă spun, poate cea mai grea perioadă în ultima sută de ani pentru artiști. Sigur, au mai fost și războaiele, dar ceea ce am trăit, pandemia aceasta, a fost ceva pentru care niciunul dintre noi nu a fost pregătit. Și a fost nevoie de această perioadă grea ca noi cu toții să ne așezăm la masă și să încercăm să găsim o soluție. Sunt convins că vom găsi această soluție în ceea ce privește Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, așa cum a fost și până acum, și de aici încolo aveți un partener atât în a media, dacă este nevoie, în a veni cu idei, uneori chiar cu riscul de a-mi atrage critici pentru că am depășit granițele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, dar am făcut asta tot din dorința de a ajuta, din a pune experiența mea la nivel personal, profesională, în ajutorul ideilor pe care le-am dezbătut aici și cumva pentru că entuziasmul pe care l-am simțit în dezbaterea acestor idei este molipsitor, este contagios. Deci chiar cu riscul de a-mi atrage critici uneori, voi continua să fiu un partener al industriei, al titularilor de drepturi și al organismelor de gestiune colectivă și al utilizatorilor. Un partener, un mediator dacă este nevoie, un susținător, atât la nivelul instituției pe care o reprezint, cât și în relație cu alte instituții acolo unde pot. Și așa cum spun de fiecare dată, spun și acum, niciodată să nu ezitați să veniți cu întrebări, cu solicitări către mine personal sau către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și întotdeauna vom fi acolo și vom răspunde prezent. Prezent. Să revenim și mai în prezent. Mulțumim, Mario. Avem alături de noi, practic, principal organism de gestiune colectivă din România, implicit cea mai mare parte a potențialilor beneficiari a acestei propuneri pe care o prezentăm. Doamna Irina Florescu, președinte Vizarta, domnul Mișu Cernea, președinte Credidam, și alături de noi pe Zoom, mai mulți reprezentanți ai UPFR, unea producătorilor de fonograme din România, Credidam, UCMR ADA, unea compozitorilor și muzicologilor, și Dacin Sara, organismul care se ocupă de regizori și scenariști. O să pasez cuvântul ca să începem să discutăm aplicat despre această propunere. Propunerea a fost depusă la Ministerul Culturii și la UMP după ce am avut câteva discuții de, să zicem, tatonare cu ei și au agreat forma pe care urmează să o înaintăm, așa că în principiu avizul este pozitiv. Am fost iar prea cu mânuși? Vreți să continuăm? Sigur, noi putem să și bun. Punem propunerea. Da, poți să o pui ca să o citească. Okay. Eu reprezint Credidam astă seara aici. Sunt director general, nu președinte. Și colegi de-ai mei sunt online și urmăresc această intervenție.
Credidam din momentul în care s-a pus problema, adică am pus problema împreună cu toate celelalte asociații de gestiune a ajutorului direct, aici este problema, și compensatoriu până la urmă, a tuturor artiștilor implicați, artiști de toate genurile aici, o să vedeți, este vorba de majoritatea artelor și toate asociațiile de gestiune din zona asta, artiștilor independenți sau în anumite structuri prinși. Și am făcut câteva simulări, am ajuns pe 6 dintre 5 dintre organismele pe care le-am contactat la început, UCMR, Credidam, Marex, UNART și Vizalta, mai sunt și altele care mai vor interveni aici în jocul ăsta al numerelor. Am ajuns la un buget general de aproximativ 30 de milioane. Probabil că va fi puțin mai mare pentru că apar și celelalte asociații de gestiune. Dar în jurul sumei astea, cred că o să ne învârtim, trebuie să avem o discuție pe numerele astea, pe cifre, și cu Ministerul Culturii, cu UMP-ul, care practic a fost inițiatorul proiectului de ordonanță de urgență acum, să zicem, 4 luni de zile. La început nu ne-am înțeles cu foarte bine, n-am fost foarte bine înțeleși, nu am avut o discuție directă cu inițiatorul, cu domnul Trâmbaciu, care ne-a spus că a și scris, a gândit acest proiect de ordonanță de urgență. După aceea, după o lună, două, am avut și un contact cu dânsul, am înțeles că e un tip care vrea să colaboreze, el practic e provenit din lumea artistică, este artist, este organizator, a parcurs toate aceste paliere până la urmă și știe exact cu ce ne ocupăm fiecare, care sunt problemele noastre. De aceea, cred că în discuția pe care am avut-o și soluțiile pe care până la urmă le-a acceptat și a fost de acord să le dezvoltăm, există și această schemă de ajutor directă pentru artiști. În același timp am mai discutat și am căzut de acord că sunt anumite categorii de, cum să spun, participanți la viața artistică, de oameni care ajută viața artistică, firme, independenți, să spunem, sunt firme de scenotehnică, sunt independenți în zona tehnicienilor, sunt, bineînțeles, nu mai vorbesc de artiști, că la artiști sunt foarte mulți independenți, dar sunt oameni care toți, absolut toți, din 16 martie anul trecut, nu am mai lucrat. Sau au încercat, s-a încercat să se lucreze, dar cu 30% din capacitatea sălii și până la 500 de spectatori este imposibil să faci spectacole rentabile. Și atunci toți cei care au încercat, absolut toți, am verificat chestia asta, au pierdut bani. Noi sperăm ca și pe tema asta să avem niște discuții, dar bine, să terminăm această problemă. Pe tema participării publicului la spectacole este o chestie foarte importantă pentru anul ăsta. Sigur, cu siguranță, nu vom putea ajunge la zeci de mii de oameni, la festivaluri, cum sunt Untold sau Neversea sau alte festivaluri, dar care totuși adună foarte multă lume. Nu, noi nu avem pretenția asta, însă m-a mirat în continuare insistența Ministerului, în ultimul comunicat al domnului ministru al Culturii, pe această temă. Adică, domne, să urmărim în același timp, odată este schema asta de ajutor, de compensare, și pe altă parte să facem o relansare. Relansarea anul ăsta. Și noi credem, după informațiile pe care le avem, până la jumătatea anului viitor, nu are cum să se întâmple. Pentru că vor fi probabil spectacole care vor putea să întrețină cât de cât viața artistică, să nu dispărăm, să nu se închidă foarte multe firme, să nu plece artiști să se apuce de alte meserii, mai știu eu ce, și alții să migreze din alte meserii către
partea asta artistică e o nebunie, deci noi trebuie să cât putem de mult să menținem chestia asta în picioare. Apropo de patronatul, de a facem parte și unii dintre noi, patronatul producătorilor, organizatorilor și impresarilor artistici. Aici a fost o scăpare a Ministerului, impresari artistici nu au fost menționați până acum, cu toate că o secție întreagă din Ministerul Culturii se ocupă tocmai de formarea impresarilor artistici, îi școlarizează, se dau examene, se dau atestate. Deci impresari artistici care în momentul de față, după informații noastre, sunt în jur de 1000, să spunem, nu au fost deloc menționați în chestia asta. Și ei, la rândul lor, lucrează în domeniul artistic și sunt chiar recunoscuți de Ministerul Culturii. În sfârșit, e normal ca în nebunia asta în care ne mișcăm toți să fie scăpări. Aș dori ca despre această problemă, știu că este în această conferință în online, se află și președintele patronatului nostru, Aurel Mitran, și aș vrea să spună câteva cuvinte despre zona asta. Sigur, îl invităm pe domnul Mitran să ia cuvântul. O secundă să rezolvăm din punct de vedere tehnic. Este. Imediat. Este, l-am găsit. Dar nu-i merge sunetul, nu știu de ce. Aurel, dă drumul la sunet, la microfon. Domnul Mitran, ar trebui să vă funcționeze acum. Trebuie doar să dați unmute. Te vedem, dar nu te auzim. Cred că ai apăsat un buton de mute acolo. Trebuie să-l scoți. Tu ne auzi? Dă din cap dacă ne auzi. Ah, bun. În sfârșit. Se mișcă. Dar vezi că nu te auzi pentru că microfonul nu funcționează. Este mute. E mutat. A, da. Bun. Gata. Mergem mai departe. Bună seara. Eu sunt Aurel Mitran și sunt președintele Patronatului Producătorilor, Organizatorilor de Spectacole și Impresarilor din România. Îmi cer scuze pentru pierderea de timp până ne-am conectat. Noi am avut o discuție, am participat la o discuție pe care am avut-o, una din ele. Mi-am permis și am intrat chiar în direct la Ministerul Culturii vis-a-vis de ce s-a dorit, ce se dorește și ce se întâmplă. Noi am susținut de la început și a primit lucrurile toate de această mișcare artistică în care facem parte toți. Nu sunt parte din punctul nostru de vedere între cei care au o producție artistică propriu-zisă, deci oameni care sunt pe scenă, ci e vorba de un sistem piramidal, este vorba de un lanț imens în toată treaba asta și asta presupune industria artistică din România. Și am spus din capul locului că noi nu putem trăi fără artiști, artiștii nu pot să trăiască fără noi, noi nu putem să trăim fără tehnicieni, așa când interesele noastre sunt comune. Asta am susținut întotdeauna. Credem că acest du-te vino, din punct de vedere a unui sistem care este discutabil și se discută de luni și luni de zile, în care un material se mută din stânga, se mută în dreapta, nu face decât să piardă timp. Am stat de vorbă la nivel și am făcut foarte multe demersuri în care am fost ajutați de foarte mulți oameni care au fost de partea noastră, în care să explicăm ceea ce am spus până acum. Dar nu este mecanică cuantică, ce spunem. Nu e o poveste nemaipomenită și fascinantă. E vorba de un lucru foarte clar. Noi împreună ne apărăm interese. Patronatul, din punct de vedere
strict al modului de organizare, ar trebui să lucreze strict pe problemele de patronat, adică de producători, organizatori de spectacole și impresari. Inițial, artiștii fuseseră uitați, după care au uitat impresarii, după care s-a intervenit și a rămas că suntem și impresari și artiști în toată treaba. Ideea a fost că impresarii nu sunt artiști, ci n-au niciun fel de problemă, uitând un singur lucru, că dacă artiștii nu fac nimic și nu încasează nimic, impresarii trăiesc în comisioanele artiștilor. Știu că sună de 2 lei și 50 de bani ceea ce spun, pentru foarte multă lume care este prezentă. Dar, pe de altă parte, sunt foarte mulți oameni care n-au înțeles în capul locului ce se întâmplă cu industria asta și ce, Doamne, iartă-mă, căutăm noi pe acolo, toți. Noi căutăm un singur lucru, să încercăm ca lumea asta să priceapă că această meserie este o meserie, este o brazdă și sunt mai multe brazdă care sunt adunate și, în general, să ne ducem pe nivel de 300-350 de mii de oameni dacă îi punem pe toți în ecuația asta. Nu vorbesc în momentul de față de instituțiile profesioniste de spectacol. Vorbim strict de oameni care sunt ale liber profesioniști sau cum vezi dumneavoastră să răspund. Cred că în momentul de față, demersul pe care faceți este foarte bun. Dar aș vrea să încercăm să ne aducem aminte că totuși în România există cu acte date de Ministerul Culturii aproape 1200 de instituții care se ocupă de organizare de spectacole și impresariat artistic acreditate de Ministerul Culturii. Asupra artiștilor care sunt în evidență, noastră le aveți mai bine, noi le știm pe ale noastre. Dar dacă multiplicăm povestea asta, aducem instalații de sonorizare, de lumini, în acest drum comun, suntem foarte, foarte mulți. În spatele lor sunt familii, în spatele lor sunt obligații, care sunt clare vis-a-vis de statul român. E vorba de o lume care a plătit taxe și impozite în toată perioada asta de timp, când lucrurile erau fezabile cât de cât. Taxele și impozitele sunt cu adevărat de ținut minte, n-am venit să țin cursuri acum de așa ceva, dar pot să vă garantez un lucru. Industria asta muzicală nu se va dezvolta și nu va lua foc ca petardele în 30 de secunde. În momentul de față, toate cerințele noastre, din punctul nostru de vedere, ar trebui să țină cont că dacă se deschide industria muzicală în momentul de 100% de mâine, mai trebuie luni și luni de zile ca lucrurile astea să fie repuse în pagină. Asta nu se poate face fără un suport financiar, pentru că nimeni nu are bani să susțină un an de zile și încă un an de zile un proiect care este național până la urmă. Acest proiect de relansare este discutabil. Problema este în momentul de față ce vrem să facem de aici încolo. A relansa se supune o poveste care este... Hai să vedem și ce relansăm, unde și în ce fel. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mai puțin pe relansare. Ar trebui să ne concentrăm de aici încolo pe ceea ce se dorește cu adevărat. Și cu adevărat, în momentul de față, mai pornim, nu relansare. Pentru că în momentul de față, a relansa presupune că ceva e rea. Ei, nu mai e nimic, să știți. Pentru cei care nu înțeleg, sunt oameni care nu au mâine de mâncare. Ca să ne înțelegem cumva. Nici perspectivă. Restul sunt locuțiuni adverbiale, se pare, se spune, se zice. Mi se pare că toate aceste discuții sunt foarte bune în momentul în care sunt constructive la modul la care ce se întâmplă mâine, poimâine, răspoimâine. Am primit un răspuns la Ministerul Culturii că pe data de 20 februarie o să primim vis-a-vis de toate discuțiile pe care le-am avut până acum. Așteptăm cu nerăbdare, pentru că noi nu vrem să scoatem din ecuație și dincolo de vestitele bancuri și glume care se fac între artiști și impresari și organizatori de spectacole și producători, până la urmă mâncăm toți aceeași bucată de pâine. Asta e clar. Să vedem cum facem în momentul de față să-i aducem publicul în sală și dacă se dă drumul. Să ne gândim ce sistem de marketing avem de aici încolo. Evident că pe artiștii privește mai puțin treaba asta, dar asta nu înseamnă că pe noi ne privește, pentru că și ei depinde de noi, numai noi de ei. Hai să vedem de aici încolo cum ne apucăm, românește. Ce se întâmplă? După o perioadă în care oamenii sunt speriați, voi va buluc în săl, voi rupe ușile? Nu, cred. Sau? Încep cum sper vis-a-vis de treaba asta. Ce o să se întâmple? Care e puterea financiară care o vor avea? Ce bani vor putea să plătească pentru un bilet la spectacol? Va fi coordonată anului 2019? Nu știu.
Ce vă garantez este că acest 30% și cu maximul 500 de care domnul Ceana vorbea înainte, nu înseamnă că cheltuielile de închiriere a sării, ca să știe și artiștii, că ei sunt cu ale lor și evident că n-au de unde să știe. Dar asta e o discuție și o avem împreună, din câte am înțeles. Să știți că chiriile de la sări nu sunt mai ieftine cu 70%. Hotelurile nu costă cu 70% mai ieftin. Mâncarea de la fel, instalații de sonorizare tot atât o să coste și vreau să vă spun că cu artiștii până la mai ori, sunt aia cu care poți să negociezi, dar restul sunt cheltuieli care sunt fixe. N-ai ce să faci. Astea nu s-au mișorat cu 70%. Deci ce faci cu 30% dintr-o sală? Care? Personalul de sală când închirie sala costă cu 70% mai ieftin? Nu. Am făcut un material în care am spus că în momentul de față în Grecia, locurile care rămân disponibilizate le cumpără statul. Bun? De ce? Se presupune că paguba aia de 70% trebuie să o suporte cineva. Păi Ștefan, bun. Sările pe de altă parte vin și spun, domnule, dar noi am cumpărat detergenți, am cumpărat măști, am cumpărat de toate, avem probleme și cheltuieli. Bun, rezultatul final este că toată lumea stă. Eu mă bucur că dumneavoastră a inițiat această discuție, dar vreau să vă spun că realitatea este, fără să-mi dau cuvântul de onoare, că asta e legislația, asta este. Deci, cred că ar trebui avut mare grijă, părerea noastră, a patronatului, este vis-a-vis de ceea ce se dorește. Artistul nu trăiește într-un bol de sticlă, într-un tun de fildeș, cum învățam eu pe vremea la școala generală. Nu! Nu mănâncă ambrozie. Și de la vine întreținerea și el plătește curentul și el plătește absolut tot, paradoxal, și noi de problema lor. Unii fără alții nu putem trăi. Dar haideți să găsim un sistem legislativ care să fie coerent în toată treaba asta și care să nu fie un fel de briga cripto și la pune în igă. Asta este părerea mea. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă vă ajut. Dar, practic, așa stau lucrurile. Afișele pe care scrie numele artistului nu sunt mai ieftine cu 70%. Și orice artist normal de pe planeta asta își vrea numele scris pe un afiș. Și nu putem să-l facem mai mic cu caracter de 70% pe hârtia tot. Vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Vreau să punctez cât de important este să existe entități reprezentative în astfel de grupuri de lucru când se discută despre scheme de ajutor de stat. De ce? Pentru că am trimis și au fost trimise și din partea unor reprezentanți ai sectorului cultural care nu au făcut parte din aceste grupuri de lucru, s-au trimis adrese, solicitări către toate instituțiile abilitate și care comunică în vederea conturării acestei scheme de ajutor de stat. Și s-au, să zic, de multe ori nu s-a răspuns la aceste solicitări, amânări peste amânări. S-au propus foarte multe soluții și, din păcate, pentru cele mai multe soluții s-a răspuns că nu se poate. Într-adevăr, cadrul legal este unul restrictiv care nu permite a se acorda direct ajutoare persoanelor fizice. Dar în urma conlucrării unor entități reprezentative din sectorul independent s-a găsit o soluție. Până la urmă, tot participanții activi ai acestui sector au găsit soluțiile pentru a ajuta întreaga industrie artistică. Și subliniez încă o dată acest lucru, că este foarte, foarte important, pe lângă faptul să existe entități reprezentative, dar în același timp să existe și oameni care se implică alături de aceste entități reprezentative, pentru că la finalul zilei ele nu o să poată merge fără multă susținere în spate, pentru că ele pentru sectorul cultural fac acest lucru, deci în primul rând participanți sectorului cultural, subiecții activi, trebuie să fie cei care trimit acești reprezentanți. Just, o să trec la partea și mai aplicată, o ducem așa din nivel în nivel, o să-mi așerez un pic ecranul. Imediat. Ok. Foarte rapid. Această cerere se găsește și pe paginile noastre ale organismelor care am semnat această cerere. În atenția Ministerului Culturii și UMP,
Practic, ce am explicat aici este propunerea făcută încă de acum câteva luni, dar într-o formă mult mai clară acum, ce vizează suplimentarea veniturilor din drepturi de autor și drepturi conexe. Practic, cu ajutorul organismelor de gestiune colectivă, banii pot ajunge direct la interpreți, la autori, la artiști plastici, la scriitori și așa mai departe, inclusiv la persoane fizice autorizate și la SRL-uri, cum ar fi casele de discuri, cu toții fiind titulari de drepturi de autor. Acest document se regăsește și pe comunități, după cum am spus, este și pe site-ul asociațiemuze.ro și propunerea datează, mai exact acum văd, din 29.12.2020, când deja acumulase 3.000 de semnături. Este semnată și de Muze, și de Credidam, și de UCMRA, da, UPFR, UPVR, care de fapt au fuzionat, aici a fost greșeala noastră de redactare, UNARTA, DPFR, Vizarta, Pergam și ARAEX. Mai departe și mai aplicat, avem o simulare de impact inițiată de Credidam și apoi completată de mai multe organisme de gestiune colectivă și aici cred că domnul Cernea e mult mai în măsură să explice ce e cu aceste cifre, dar o să las așa pe ecran. Da. Practic, ideea, prima dată când tot căutam împreună, noi am avut în sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, 15 întâlniri care au fost mediate de către ministrul secretar de stat venit din partea viceprim-ministrului, doamna Turcan, și au participat ăsta, Ministerul Culturii și foarte, foarte mulți alții, foarte mulți oameni care au venit din industria muzicală și din din presa, din opera scrisă, de peste tot, de peste tot au fost în jur, dar noi am numărat la un moment dat că pe rând au vorbit și s-au înscris în aceste discuții în jur de 50-60 de oameni care știau foarte bine domeniul lor de activitate. Bun. Și la un moment dat, tot căutând, noi artiștii, interpreți și compozitori și asta, nefiind prinși în prima schemă de ajutor, de prima schemă de UG, am zis, domnule, totuși, cum facem? Și ne-am tot întrebat la vremea, uite așa, haide să vedem cum. Și la un moment dat eu am venit cu ideea, zic, domnule, haide să folosim asociațiile de gestiune care știu exact, își cunosc membrii, știu cu ce se ocupă fiecare, nu pot intra indivizi de pe stradă care să zică, domnule, și eu sunt artist, și eu vreau bani, și eu sunt nu știu ce. Nu, este noi avem un contact foarte bun, fiecare dintre asociații de gestiune, avem un contact foarte bun cu membrii și am propus chestia asta. Atunci a trecut ușor așa, pentru că nu aveam un azimut clar, nu știu ce. După o vreme, au mai trecut două luni, am revenit la chestia asta împreună cu... Am discutat cu asociațiile, cu toate asociațiile, OGC-urile, să le zic. Am discutat cu toți și am zis, dom'le, haideți să vedem cam cum am reușit noi, în funcție de încasările din drepturi de autor, încasările din drepturi de autor le considerăm un indiciu, de fapt. Pentru că fiecare artist, pe lângă drepturi de autor, da, are, cu cât are activitate mai mare, în general, apar mai multe drepturi de autor. La UCMR contează și aparițiile în spectacole. La noi sunt mai mult, la Credidam, că noi avem drepturi conexe, ne ocupăm de aparițiile la radio, televiziune, reluări, tot felul de chestii de astea. E, una peste alta, consultându-ne și am ajuns la ideea că, domne, noi nu putem să zicem, domne, să am pierdut nu știu cât din drepturi de autor, să luăm un procent. Nu, am făcut o situație generală la pierderile generale din 2020 și am făcut niște categorii. La aceste sume au participat la discuții, v-am spus, UCMR, Credidam, ARAEX, UNART, Vizarta și acum apar și producătorii și industria cinematografică și așa mai departe. Probabil că se vor adăuga aici. Și am făcut o simulare pentru Credidam, că dacă vedeți, Credidam e partea cărămizie din,
din PAN. Cam asta este, suntem 15.500 de membri în momentul ăsta, ușor peste, dar am scos de aici, atenție că trebuie să fim foarte atenți cu chestia asta, am scos din 15.500 cei 2.000 de membri direcți la noi în Credidam, artiști străini, care au preferat să se înscrie în Credidam ca să-și recupereze drepturile, să primească drepturile de autor direct de la asociația de gestiune noastră. Bun. Și pe ăștia am scos pentru că sunt artiști străini, ăștia beneficiază de ajutoare la ea acasă și așa mai departe. E, și acum este un lucru pe care aș vrea să-l discutăm din nou cu Ministerul Culturii, pentru că schema de ajutor pe care a propus-o acum domnul Gheorghiu nu mai este, nu se mai adresează la două surse, cum era înainte, cu primele discuții. Era sursa internă, da, de la bugetul statului, unde intram noi artiști, chestii, Minimis, tot felul de firme din zona asta, din domeniul cultural, și partea de organizare de spectacole, de revenire, de redresare, de cum vreți să-i spuneți, pe care noi o contestăm pentru că spunem că nu este momentul acum și va fi peste un an jumate, probabil, sperăm din tot sufletul, care mă refer la marile festivaluri aici, ca să fie clar. Nu la spectacolele de mică anvergură, astea care probabil că vor fi posibile. Habar n-avem. În momentul ăsta suntem... Gândiți-vă că anul trecut, oarecum pe vremea asta, erau 100 de îmbolnăviri pe zi, iar acum la 3.000 stăm foarte bine. Nu? Deci nu știu ce să vă spun. Deci aici nu poate nimeni să zică nimic. Și atunci, acum adresându-se numai fondurilor astea externe, da? Apare o altă posibilitate care e ciudată, foarte ciudată. Sunt multe spectacole cu artiști străini. Și atunci trebuie să fim atenți pentru că venind fonduri europene, cred că nu poți să limitezi ajutoarele pe care, adică banii pe care organizatorii or să-i dea numai artiștilor străini, or să dea și artiștilor străini români, or să dea și artiștilor străini. Eu aș prefera să avem schema asta din fonduri de la bugetul statului care să limiteze clar chestia asta, să adresează aceste ajutoare artiștilor români. N-am văzut pe nicăieri până acum în lume să fie ajutați artiști români în Franța sau în Anglia sau în Germania, unde deja s-au cheltuit sume extraordinare pentru ajutoarele artiștilor. Sau zone astea, domeniul cultural de care vorbim. Și atunci, asta ar trebui să vedem, poate să fie cumva fixat în viitorul proiect care va prinde și chestiile astea. Deci, noi am făcut niște limite aici. Am făcut două variante pe care le puteți vedea acolo. Pentru Credidam, pentru ceilalți, sigur, fiecare o să-și facă rapoartele lor, banii lor, cum văd ei, pierderi, câștiguri, chestiile astea. Deci noi suntem, varianta 1 la Credidam sunt cei care, uite cum e problema, vă zic că sunt unii dintre interpreți, da, care în 2019, că noi ne raportăm permanent la 2019, când e vorba de pierderi, dar unii care în 2019 nu au avut apariții, nu au fost difuzați cum sunt alții, da? Dar au avut înainte, acum compun alte piese, înregistrează alte piese, se duc, vor avea în anul ăsta, nu știu ce. Nu poți să spui, domne, ăștia n-au pierdut niciun ban. Nu e adevărat. Pe alte canale au pierdut bani. Și nu stăm acum să luăm om cu om, că ne apucă într-o stădea nu terminăm. Și am zis, domnule, ăștia care nu au avut încasări în 2019, care în cazul, dar sunt în evidența noastră foarte clar, există, își fac treaba, merg mai departe, însă pe drepturi conexe nu au avut, sunt 7.624 și am zis ăștia să iau 885 de euro pe întreg anul. Deci toate sumele de aici sunt pe întreg an. Sunt sume mici, dar asta e. Sunt și foarte mulți oameni. Cei cu încasări între 0 și 10.000 de euro, să aibă un ajutor de 1.771 și mai departe, între 10 și 30.000, 4.427 de euro, peste 30.000, 8.854 de euro. Pentru că la rândul lor, v-am spus,
uitându-ne în orizontală tot ce fac ei și în alte apariții, cam au pierdut mult mai mulți bani, dar nu putem acum să cerem mai mulți bani pentru ei, pentru că bugetul e limitat. Știm foarte bine, ni s-a comunicat acum, la început a fost 100 de milioane de euro, vorbeam la început, acum s-a ajuns la 75 de milioane, toată lumea suferă aceste tăieri, nu avem ce să comentăm în chestia asta. Mai e o variantă a doua de plată acestui, de eșalonare a acestui buget pe care îl vom primi, pentru Credidam, tot așa, pentru Credidam, în care sunt mai multe categorii. Vedeți, între 0 și 5.000, între 5.000 și 10.000, 10.000, 20.000 și așa mai departe. Ăsta este mai minuțios făcut, mai... În sfârșit, noi am dat exemplul ăsta ca și celelalte OGC-uri să aibă o idee cam cum să-și calculeze ajutoarele pe care le așteaptă pentru membrii lor. Aproximativ, fiecare au alte chestii. De exemplu, în privința producătorilor ne-au trimis astăzi o scrisoare cu pierderi, cu asta, sigur. Și producătorul și patronatul care e format din normal patron și firme de organizare, de impresare artistice, nu știu ce, ăștia au în primul rând, patronatul se va adresa numai ajutorul de minimis prin firmele lor, adică firmele din patronat se vor adresa ajutorul de minimis unde contează în primul rând cifra de afaceri. Și acolo cifra de afaceri din 2019, din care se scade cifra de afaceri din 2020, apare o sumă și un procent aplicat la suma aia. Bun. E, cam asta e. Așteptăm acum și celelalte asociații de gestiune să vină cu propunerile lor și înțeleg că o schemă de genul ăsta oarecum a fost, nu știu, tu ai spus că ai discutat cu domnul Trâmbaciu și că e oarecum acceptată de minister. Da, domnul Trâmbaciu a spus că a fost agreată, a fost probabil foarte bine argumentată și de către cei de la UMP și că în principiu are un aviz favorabil pe care urmează să-l primim cu toți cei care au semnat acest document și cu siguranță va mai urma o ședință de finisare, să zicem, a detaliilor dacă această propunere e implementată. Luni va fi o ultimă dezbatere, din ce înțeleg, a Ministerului Culturii, doar că acolo cred că o să fie greu să existe un mesaj congruent, pentru că vor fi cu siguranță foarte mulți doritori să ia cuvântul. Tot în spiritul argumentării, ca să fie și mai clar, artistul nu trăiește doar din drepturi de autor. Este un mare noroc că artistul încă încasează drepturi de autor în această perioadă. Când zic artist, vorbesc foarte global despre titularul de drepturi. Însă restul de venituri au scăzut cu undeva între 80 și 100%, conform unei statistici foarte clare făcute acum câteva luni. Ceea ce înseamnă că practic supraviețuiește de pe urma acestor drepturi de autor și atunci e mai mult decât benefic ca prin organismele de gestiune colectivă să vină această suplimentare, această compensare, mai bine zis. O veste bună pentru SRL-uri, firește, că fiind vorba de scheme de minimi, se pot aplica pe toate subaxele până la acel plafon de 200.000 de euro. 200.000 de euro, am înțeles că va fi suma maximă toate ajutoarele primite din orice, măsura 2, măsura 1, nu știu ce, se vor aduna și până la maximum 200.000 de euro vor fi suma asta acceptată. Exact. O secundă, să vedem de la UPFR. Asta aș mai spune ceva. Noi am preferat ca anul ăsta absolut toți organizatorii de toate felurile, da, să participe la acest minimis. Și atunci, sigur că or să rămână bani suficienți pentru toată lumea, toți vor fi ajutați, nu vor exista sincope. Așa, o parte din organizatori, cei care nu au vândut suficiente bilete în 2019, vor avea acces numai la minimis, când ceilalți, foarte puțini, vor avea acces la un ajutor în plus, deci peste toată chestia asta, care are o limită deocamdată de 800.000 de euro și în curând 1.800.000 de euro, pentru că
800.000 de euro era limita pe care fondurile europene, Comunitatea Europeană o accepta pentru asemenea situații, deci s-au dus în maximum, iar de curând au mărit această limită la 1.800.000 de euro. Deci este un decalaj fabulos între 90%, 95% dintre organizatori și cei 5% care se încadrează în aceste limite impuse de actualul proiect de OUG. Eu sper că în urma discuțiilor, și am apărut și noi ca artiști și ăștia tehnicieni și instalațiile sunt și toată lumea care participă la viața artistică, să se înțeleagă lucrul ăsta și să fim noi ajutați, toată lumea egal. Nu e egal, pentru că nu e egal, dar cum să spun... Și doamna Scrioșteanu s-a alăturat discuției, o să rog să își dea mute, o secundă. Să facem o probă de sunet. Bună seara, mă auziți? Da, acum vă auzim. Da, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Da, noi ne-am alăturat târziu acestei inițiative din Credidam Muze, da? Sper că spun bine, Muze. Noi am încercat pe parcursul întregului an 2020, numele titularilor, am adresat doleanțele lor către toate instituțiile statului în măsură să poată să ia măsuri. Din păcate, toată lumea, într-adevăr, a uitat de editorii de muzică, de producătorii de muzică, cu toate că, după cum știți, ei investesc cel mai mult în produsul muzical și ei investesc cel mai mult pentru a face promovare produsului muzical, pentru a face cunoscuți artiștii, atât în mediul fizic și acum în mediul online. Tot ceea ce toată scăderea cifrei de afaceri venită din partea producătorilor locali, producătorilor români de muzică, se situează, așa cum am spus, undeva în jur de, două secunde că am aici cifrele pe care le-am transmis și astăzi către dumneavoastră, avem sume. 20% din cele pe care noi le-am cerut sunt undeva la 3 milioane de euro din cifrele de afaceri. Dacă stăm și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat, pentru că, după cum știți, producătorii de muzică nu au venituri doar din gestiunea drepturilor conexe. Ca și artiștii, ei gestionează și direct, își gestionează cu drepturile direct. Ei investesc. Parte dintre ei sunt organizatori de concerte, de spectacole. Parte dintre ei încearcă să creeze alte proiecte cu artiștii. Mulți, din câte am înțeles din informațiile pe care eu le dețin, au încercat să susțină existența artiștilor în perioada aceasta prin ajutoare. Ei au făcut împrumuturi la bănci. Dar cu toate acestea, la fel ca și la celelalte categorii de titulari de drepturi, scăderea pe care au resimțit-o a fost și la ei destul de puternică. Mulți spun da, dar poate undeva din drepturile din online mai câștigă. Nu câștigă. Poate nu știți, dar ceea ce s-a întâmplat cu directivele, ceea ce s-a întâmplat cu directivele europene și ceea ce se încearcă acum să se implementeze în legislația națională, e tot ca urmare a faptului că pe parte de online, titularii de drepturi încă nu au nicio protecție. Eu sunt și director executiv al Asociației Industriei Muzicale din România. Poate nu știți că din tot ceea ce YouTube-ul încasează, din drepturile de autor și conexe, toate drepturile cumulate, dacă sunt și dau mai departe, undeva la 8%. Este foarte puțin pe partea de content. Iar din punct de vedere protecție, măsurile care au fost impuse prin directive, nici acelea nu ajută titularii de drepturi. În continuare se piratează foarte mult și în continuare, iarăși, artiștii, producătorii, autorii au de suferit. Deci este o iluzie
cine spune că da, există mediul online. Pentru producători, pentru artiști, pentru industria creativă, muzicală, eu vorbesc din punctul acesta de vedere, sunt în continuare multe de pus la punct pentru ca să existe o protecție cu adevărat reală. Iar tot conținutul acesta care este pus în mediul online, tot conținutul care trebuie adus la cunoștința publicului ca să creeze bani, să vină tot în veniturile, după aceea veniturile producătorilor și ale artiștilor, sunt sume care anul acesta au avut foarte mult de suferit. Este o diferență din ce am vorbit cu toți producătorii noștri, au suferit cei drept nu așa cum au suferit artiștii, că mulți dintre artiști, dintre actori nu au avut chiar cum să presteze, să performeze ca să aibă, dar pe partea de producători, totuși mulți dintre producători nu au mai avut cum să încaseze, nu doar din drepturile conexe, și din celelalte proiecte pe care ei și le desfășurau. Deci cam atât am avut să spun și să aduc poziția titularilor de drepturi pe care îi reprezint și să ne alăturăm, pentru că e foarte interesant cum tocmai industria muzicală, dar mă refer la industria muzicală, la autori, artiști, producători de muzică, nu a fost băgată în această schemă. A spus acum că ar fi SRL-urile companiile. Am văzut că, într-adevăr, CAEN-ul, obiectul de activitate, de câteva zile ar fi acum în proiectul de lege postat pe site-ul Ministerului Culturii, ar fi introdus. Dar până acum două săptămâni nu era introdus nici acesta pe site-ul Ministerului Culturii. Probabil că sunt, cum să vă spun, trebuie ajutate toate categoriile, dar considerăm că fără ajutorul dat de către stat, foarte greu își va reveni întreaga industrie. Noi suntem direct impactați și de ceea ce s-a întâmplat pe parte de drepturile titularilor, de utilizarea muzicii în mediul de afaceri românesc. Pornind de la ceea ce s-a întâmplat în mediul ambiental, unde cifrele au scăzut anul acesta pentru că au fost măsurile normale impuse de către stat pentru protejarea și pentru combaterea răspândirii COVID, dar totuși impactul a fost undeva la 40%, deci este foarte puternic ca și venit pentru titularul de drepturi. Pe lângă acestea, tot ceea ce înseamnă încasările din televiziuni, din radiouri, cu cifrele scăzute, că și ei la rândul lor au raportat cifre scăzute, la fel pentru utilizările pe care producătorii și bănuiesc că și artiștii la fel au avut de suferit, sunt scăderi importante. Ori, dacă doar din drepturile acestea au fost scăderi destul de importante, din drepturile directe, mulți dintre titulari nu au mai reușit să-și mai facă proiectele pe care le aveau le aveau planificate. Deci, probabil că pas cu pas, și este bine că Ministerul Culturii încearcă să găsească soluții pentru toată lumea, pas cu pas va trebui și sectorul pe care îl reprezentăm să fie ajutat. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru intervenție. Doamna Scrioșteanu, pot să zic ceva? Te rog. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc. Salut, mâna, domnule Scrioșteanu. Aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră și domnului Cernea pentru discursurile foarte frumoase și foarte care au venit în sprijinul titularilor de drepturi. Cred că este responsabilitatea organismelor de gestiune să-și protejeze membrii titularii de drepturi și apreciez foarte tare faptul că dumneavoastră faceți acest lucru în această seară. Vă felicit. Sunt convins că și doamna Florescu și domnul de la Dacin Seara, ajută-mă, Răzvan, sunt un pic obosit, Bogdan Ficeac vor spune aceleași lucruri. În același timp, având în vedere că ne... Și domnul Vrabete, da. Da, bine, dumnealui reprezentat de domnul Cernea, tot din partea Credit, da, nu? A, UCMR, am înțeles.
Da, 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 am înțeles. Dar altceva voiam să spun, având în vedere că ne concentrăm cu toții ca o parte cât mai mare din această finanțare să ajungă la artiști, la titularii de drepturi, aș vrea să vă provoc pe dumneavoastră care reprezentați organismele de gestiune colectivă ca această finanțare către titularii de drepturi să nu vină cu niciun cost administrativ din partea organismelor de gestiune colectivă. Și înțeleg că dumneavoastră aveți costuri când faceți acest lucru, înțeleg, dincolo de comisioanele bancare pe care e firesc cumva să nu le susțineți dumneavoastră, care înseamnă un cash care nu rămâne la noastră, ci un comision strict al băncii. Dar în afară de aceste comisioane, provocarea mea pentru dumneavoastră este să încercați să nu aplicați comisioane de administrare acestor sume de bani, ci 100% din acești bani, din nou, minus comisioanele bancare, dar 100% din acești bani să ajungă la artiști. Înțeleg că vă rog și provocarea mea pentru dumneavoastră este să faceți dumneavoastră la organismele de gestiune colectivă un efort financiar, înțeleg asta. În același timp, cred că în contextul în care vorbim despre solidaritate, în contextul în care vorbim despre ăla trebuie să ajute, ăla trebuie să ajute, ăla trebuie să ajute, fiecare dintre noi, practic ideea este că fiecare dintre noi trebuie să ne facem parte în felul nostru, mai mic sau mai mare, și sunt de acord cu doamna Scrioșteanu 100% că statul ar trebui să fie implicat inclusiv în relansarea sau lansarea domeniului cultural. Dar asta nu înseamnă că și noi, în zona în care putem, nu trebuie să ne aducem partea noastră de contribuție și să fim și noi solidari cu oamenii care trec printr-o perioadă dificilă. Deci, toată această pledoarie este de fapt ca o rugăminte, nu doar ca o provocare, ca acești bani să fie administrați de dumneavoastră fără comisiuni de administrare și să fie partea dumneavoastră de efort în lupta împotriva COVID și în ajutorarea autentică a titularilor de drepturi. Mulțumesc! Aș putea să spun ceva aici la chestia asta. Noi de la început ne-am gândit la lucrul ăsta. Am zis, domnule, banii ăștia ne vin, îi distribuim conform scheme pe care o să o agreze și ministerul, probabil. Și am zis, nu știu ce costuri de administrare va avea. După care sunt nu neapărat costuri de administrare. Sunt niște costuri poștale, chestii care nu ne-am gândit noi că probabil un 2%, dar cred că nu vor ajunge 2%. O să încercăm să nu luăm niciun ban. Să luăm numai exact comisioane bancare și nu știu, timbre sau barna. Sigur, asta am și zis. Adică dacă sunt costuri directe asociate sumelor, că da, sunt comisioanele bancare, asta pot să înțeleg, dar restul... Corect. Așa pentru va că fi, este așa un va efort, fi. E un efort corect pe care cu toții e cinstit să-l facem. Da. Și vă mulțumesc mult, domnul Cernea, că veniți alături de să susțineți ideea. Vă mulțumesc mult și sunt convins... Întotdeauna fac asta, să știți. Da, vă mulțumesc mult și sunt convins că dacă ați susținut-o aici, sunt convins că așa se va și întâmpla. Vă mulțumesc mult de tot. Da. Dacă tot sunt cumva la mijloc, din punct de vedere geografic acum, chiar vreau să zic, în sprijinul ideii lui Mario, că încă de la început am propus UMP ca ceea ce înseamnă cost de administrare să fie un comision mai mic decât cel de gestiunea drepturilor de autor în mod firesc, pentru că teoretic efortul e mai mic, din ce înțeleg eu, și chiar am agreat pe o formă, inițial discutase un 7%, după care din partea OGC-urilor centralizat am înțeles că propunerea ar fi de maxim 2-3%, deci chiar a existat intenția asta și trebuie să mai fac o precizare importantă pe care am uitat să o facem. Cum ajung banii la OGC-uri? Ca să nu se facă confuzie, să nu creadă cineva că acum vor fi ajutate inclusiv organisme de gestiune colectivă ca entitate, efectiv, și nu tot membrii. Propunerea a fost ca OGC-urile să devină administratori de schemă de stat, ca la rândul lor să poată ajuta titularii. Din toate punctele de vedere, cred că e formula magică. Adică, efectiv, e toată lumea ajutată. L-aș lăsa și pe domnul Vrabete să ia cuvântul, că văd că a apărut și dânsul. Ia să vedem dacă ne iese. Până vine, voiam să spun că 2%, dacă aplicăm 2% la 75 de milioane, înseamnă 1,5 milioane de euro. Adică dacă ne gândim că 1,5 milioane de euro pot ajunge în plus la artiști... Da, când a rămas nicio să... Asta, da, da, asta vreau să spun. Da. Bună seara!
Cred că acum vă auzim. Da, bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Mă rog, eu am venit în ultimul moment pentru că doamna Ania Kim n-a putut să participe și atunci i-am ținut eu locul. Oricum, mă bucur că iau parte la această întâlnire și că simt că lucrurile încep să se miște. Știam din discuțiile pe care le-am avut la Consiliul la UCMR despre existența acestei inițiative prin care OGC-urile să devină un vehicol de transmitere a acestor fonduri către artiști, lucru care cred că este foarte logic și că este în regulă, pentru că până la urmă, indiferent de cum vrem să căutăm noi definiția artistului, cine nu este înscris într-un OGC, e clar că nu are o activitate foarte vizibilă. Sunt convins că există și artiști care probabil că nu practică ceva care să-i aducă în preajma unui OGC, dar cred că sunt foarte puțini și că, din păcate, nu văd o metodă mai bună de a folosi aceste ajutoare. Într-adevăr, anul ăsta a provocat multe schimbări și sunt de acord cu toți cei care au spus, începând cu Adi Cristescu, că nu este, online-ul nu este o soluție. Online-ul poate fi un sprijin, online-ul poate fi o variantă, dar arta, sub toate formele ei, nu se poate rezuma doar la online, din toate motivele pe care au fost expuse și până acum. Să sperăm că sumele sunt cele care sunt, așa lucrurile par absolut grozave și, într-adevăr, va fi o schimbare foarte mare pentru viața fiecăruia. Aștept cu interes să găsesc și să aflu deschiderea guvernului, respectiv a Ministerului Culturii, pentru această inițiativă și, bineînțeles, că la fel am discutat și noi această eventualitate. Sigur că va fi un efort fantastic, pentru că, în primul rând, să ne gândim că vor fi distribuiți bani și către artiști care, să spunem, cum s-a pus acolo problema, că în anul trecut nu au luat, din vari motive, nu au fost cântați, nu au avut producții noi, sau știu eu, deci va fi o muncă de repartiție mult mai mare. Dar și eu cred că este posibil să se facă acest efort, pentru că, până la urmă, și OGC-urile, dacă nu o să mai fie artiști care să cânte și să facă ceva, până la urmă, ce să mai încasezi? Vă felicit pentru înțelepciunea de care s-a dat dovadă, pentru că este foarte clar că s-au depășit între timp niște asperități, niște animozități și s-au înțeles foarte bine ideile prin care, până la urmă, cum spunea domnul Aurel Mitran, toți mâncăm din această bucată de pâine, într-un fel sau altul. Sper să fie un exercițiu exhaustiv, în sensul în care să nu fie uitați pe din afară nici tehnicienii, nici impresarii, nici producătorii, nici toți cei care fac parte din această mare familie, chiar dacă nu întotdeauna foarte unită, dar care până la urmă ține în spate tot ceea ce înseamnă arta, divertismentul sau cum vreți să-i spuneți din România. Am să transmit și colegilor din Consiliu și conducerii UCMR ADA și, din câte știu, și noi suntem favorabili acestui demers. Vă mulțumesc! Bună seara! Mulțumim, domnule Vrabete. O secundă. Doamna Scriușteanu. Da, vreau să spun ca replică la intervenția domnului director general de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Suntem cu totul de acord că nu ar mai trebui să mai fie comision, pentru că este un ajutor de la stat. Dar, într-adevăr, dacă vor fi mici sume, cum a spus și dumneavoastră, cu dobânzile sau cu partea de distribuție, probabil vor fi costuri infime, când spun sub 10.000 de euro, nici nu mă gândesc la sume, sau poate și mai puțin, depinde de cum vor fi gestionate din punct de vedere bancar toate aceste sume, dar cred că foarte sume infime. Deci în niciun caz nu ne gândim ca acolo să se aplice comisionul de gestiune al unui organism de gestiune colectivă.
Ba mai mult, din punct de vedere al titularilor de drepturi pe care noi îi reprezentăm, dacă se pot da aceste, pentru că la noi este un număr mic, limitat și noi putem să dăm lista către Ministerul Culturii, din punctul nostru de vedere pot fi acordate fondurile direct de la Ministerul Culturii, de la unitatea de implementare. Deci nu este nicio problemă. Totul este să fie în interesul titularului. Dacă se poate să obțină aceste sume și dacă se dorește din punctul lor de vedere să fie direcționate direct de la Ministerul Culturii, nicio problemă. Deci nu ne gândim ca organismul de gestiune să-și facă un venit din aceste scheme de ajutor de stat sau de minimis. Nici nu ar fi corect din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim, doamna Scrișteanu. Doamna Florescu, am înțeles că dorește să ia cuvântul. Cred că a răbdat foarte mult aici. Bună seara, mi-a făcut plăcere. Pe de o parte să-i ascult pe colegii mei, pe de alta m-am întristat că îmi dau seama că probleme sunt peste tot. Eu reprezint societatea Visarta. Sunt artist liber, profesionist, sunt pictor de meserie și atunci aș putea avea o viziune din ambele părți. Este foarte clar că autorii de artă vizuală au fost foarte defavorizați încă de la început. Noi am făcut demersuri încă de la începutul pandemiei, de anul trecut din martie, la toate organismele statului. Am încercat prin toate căile posibile și imposibile să putem să ajutăm autorii de artă vizuală. Ne-am bucurat când ordonanța de urgență 30 a fost modificată cu un articol care prevedea clar legea drepturilor de autor și venituri exclusiv din drepturile de autor. Am crezut că s-a întâmplat minunea și ne-au luat în calcul, însă a fost totul pentru foarte, bucuria a fost pentru foarte scurt moment, pentru că nu s-a întâmplat asta, deoarece forma de și procedura de aplicare pentru aceste fonduri era total greșită, prevăzut acel contract de autor care, cum să spun, adevărat vorbind, este un contract care se numește așa, însă nu este un contract pe aceste drepturi de autor. Poate să fie un contract de vânzare-cumpărare, un contract de reprezentare, un contract de orice altceva, dar nu un contract în care să se prevadă această proprietate intelectuală, aceste drepturi de autor care practic concretizează proprietatea intelectuală. Vreau să atrag atenția autorităților și când mă gândesc la autorități, o iau de sus în jos și încep cu președintele României, să înțeleagă clar că un stat este reprezentat de această proprietate intelectuală, de acești creatori, de acești autori care fac o muncă, deși ei poate nu o cunosc, nu o știu, este o muncă foarte grea. Așa cum spunea colega noastră mai tânără, violonistă, trebuie să înțeleagă toată lumea că în urma unui concert, în urma unei apariții, sunt ore și multe ore pe zi de studiu, de muncă. Nu poți să aduci și să definitivezi o operă artistică fără bătând din palme sau pomnind din degete. Trebuie să înțeleagă și autoritățile și să vină în sprijinul nostru, pentru că, așa cum în alte state civilizate de anul trecut din martie,
toți creatorii de toate felurile au primit compensații de la 860 de euro în sus și vorbim de state civilizate ca Franța, Spania, pe lună. Și încă artiștii mai beneficiază de acest ajutor, da? Pentru că pandemia nu s-a terminat. Făcând o paralelă la noi, lucrurile stau dezastros. Este clar că domnul ministru al muncii sau orice altă autoritate a statului atunci când se duce la serviciul său nu trebuie să plătească chirie, întreținere și toate lucrurile pe care le plătește acasă. Ei, un artist vizual, vreau să spun că are aceste costuri. Deci în momentul când pășește în atelierul său de creație, în locul unde își desfășoară munca de creație, o ia de la capăt cu toate aceste plăți. Ne mai vorbim de materiale, ne mai vorbim de costuri care, cum să spun, trebuie să facă parte pentru a ajunge la această operă de artă și la această creație care, de fapt, este munca pe care o utilizează toate celelalte entități care, după părerea mea, au fost foarte ajutate de când a început pandemia și până acum. Trebuie să înțeleagă și să facă diferența. Mă scuzați, e foarte cald aici. Să facă diferența că toți acești utilizatori, dacă n-ar mai avea munca de creație a autorilor, și aici mă refer la toți autorii și toți creatorii din țara românească, este clar că nu ar mai avea obiectul de activitate și nu și-ar mai putea desfășura munca. Vreau să atrag atenția că din toate fondurile care, printr-un fel sau altul, s-a crezut că o să se ajute autorii de artă vizuală, fondurile, de fapt, nu ajung la artiștii vizuali. Este foarte clar că de curând a fost o finanțare făcută la o instituție publică, un muzeu public, un muzeu de artă contemporană, da, ok, însă a ajutat 40 de artiști pe lângă cei 6.000-7.000 existenți artiști de artă vizuală, da? Este mult prea puțin. Este mult mai prea puțin și strigător la cer atunci când îți dai seama că, de fapt, autoritățile statului nu respectă legislația și nu numai că nu respectă legislația, ajunge să te oblige să-și cesionezi munca și aceste drepturi, această proprietate intelectuală, da? Sub forma unei achiziții, a unei lucrări care va face parte din patrimoniul Muzeului de Artă Contemporană. Trebuie să ne dăm seama și să fim conștienți de faptul că trebuie să aplicăm legislația, că trebuie să o respectăm. E clar că instituțiile statului trebuie să ajute autorii și să ajute creatorii prin această legislație și prin aceste drepturi care i-au fost conferite de legea română și de implicit de statul român și să ne dăm seama că până la urmă dacă nu facem lucrul acesta, s-ar putea să nu mai avem ce utiliza din punct de vedere cultural. S-ar putea să intrăm într-un colaps în care creatorii să spună, da, noi putem trăi liniștiți în vârf de munte și punct. Este foarte grav ce se întâmplă. Sunt artiști vizual care nu, pur și simplu, nu au niciun venit. Sunt artiști care au putut intra în această schemă de PFA sau
profesie liberală, da? Însă în momentul când și-au dat seama că sunt artiști vizuali, după prima lună, care nu, nici nu era o lună întreagă, era o jumătate de lună, în luna martie anului trecut, când și-au dat seama că sunt artiști vizuali, nu le-au mai acordat absolut niciun venit. Este strigător la cer ce se întâmplă, dar sunt lucruri adevărate. Lucruri care este mult prea mult, trebuie stabilite de statul român și de organismele statului român care pot susține arta, pot susține creatorul și pot face posibile aceste structuri de ajutorare. Pentru că pe aceste vremuri, dacă artiștii și creația nu este susținută, s-ar putea să nu mai avem nimic din punct de vedere cultural. Nu acum, nici peste un an, nici peste doi, nici peste 10 ani. O spun cu mare tristețe în suflet, pentru că sunt artistă, știu ce înseamnă munca de atelier, știu ce înseamnă munca de creație, știu ce înseamnă aceste societăți care, de fapt, apără drepturile artiștilor vizuali. Se încearcă pe toate părțile să obțină toate remunerațiile artiștilor vizuali. Pentru că această proprietate intelectuală, trebuie să fim conștienți cu toți, aparține creației și creatorilor. Și așa cum noi nu atentăm la proprietatea privată a celorlalți oameni din țara românească, nici ei nu ar trebui să atenteze la proprietatea noastră intelectuală. Vă mulțumesc și în speranța că autoritățile statului român pot face în al 13-lea ceas ceva pentru creatorii români, să o facă până nu este prea târziu pentru noi și pentru țara românească. Mulțumesc! Vreau să adaug ceva puțin mai pragmatic de data asta. A spus doamna la un moment dat, doamne, creatorii și în general artiștii plastici, vorbim în special despre ei, în Europa li s-a asigurat un venit, cum a spus, mediu, probabil undeva în jur de 860 de euro. Și pe lună, da? Am adăugat eu. Aici, dacă vă uitați în tabele și ca să vedeți că nu este nimic exagerat, dimpotrivă, însă ghidându-ne și orientându-ne după restricțiile care sunt anul ăsta apropo de folosirea banilor, Vizarta a venit cu un număr de 608 artiști care pentru întreg anul, da, și nu i-au mai despărțit pe categorii, pe nu știu ce, și au spus, domne, artiștii noștri care au de plătit pensul, eu în casă trăiesc cu unul dintre ei, ginele meu, e Costin Crăveanu, care da, este foarte cunoscut, pictor și e extrem de activ. De asta spun că știu exact, dar au cerut 1492 de euro pentru un ajutor pentru tot anul. Deci nu e nimic exagerat în ceea ce am propus, ba dimpotrivă, suntem extrem de puțin pretențioși, dar cât de cât trebuie să se vadă grija statului, cât de cât poate statul ăsta acum să primească toată lumea, toți artiștii de toate felurile, interpreți, autori, de toate felurile, trebuie să primească niște bani. Dacă analizăm așa problematica asta, ar însemna 100 de euro pe o lună și vă spune cu mâna pe suflet că acești bani sunt poate pentru pensulele unui pictor pe lună. La mine în casă, deci vă spun, oamenii trebuie să înțeleagă că de tablouri pe oamenii scări, trebuie să înțeleagă că artiștii și creatorii sunt într-un moment foarte grav. E clar, nu se mai poate. Îmi dau seama că încercăm pe toate căile posibile și imposibile, ni s-au închis ușile de fiecare dată. Nu se mai poate. Sunt oameni tineri, sunt oameni în vârstă care au dus cultura acestui popor și au dus greu
din punct de vedere cultural, da? Dar nu mai au pur și simplu, nu mai au pur și simplu din ce trăi. Nu, nu poți. Odată ce le oprești activitatea, odată ce le ai dreptul la muncă, nu, care este un drept primordial în Constituția României, nu poți să, să-i lași așa. Asta este adevărul. Practic, fără, nu știu, plecând de la pânze, postul unei pânze este foarte mare. V-am spus că genul meu este un artist foarte cunoscut plastic și stăm, noi trăim în aceeași casă. Sunt costuri extrem de mari pe care ei fac împrumuturi, fac nu știu ce, în speranța că își vor vinde tablouri, în speranța, dar nu este nici, perioada asta nu este foarte bună pentru ei. Toată lumea face economii, deci situația lor este într-adevăr foarte, foarte tristă. Trebuie neapărat statul și în general cei care se ocupă de domeniul ăsta să aibă grijă de ei. Și de noi, de toată lumea. Și după cum foarte bine spune doamna Florescu, sunt foarte mulți artiști care nu au fost ajutați și nu au fost cuprinși în acea schemă de indemnizații. Revin asupra ideii că e imperios să aplicăm odată un statut al artistului, să-l scriem, să luăm ce s-a mai scris, să punem într-o formă, să explicăm atât ce e cu artistul ăsta, ce drepturi are, pentru că toți artiștii plătesc către stat 42,5% din veniturile lor pentru pensie, șomaj, pentru sănătate și nu este normal că acum să se creeze așa din neant o indemnizație în locul unui șomaj tehnic, dar bine că s-a întâmplat. Dar acum trebuie urgentat tot ce s-a propus în ultima perioadă și mai ales ultima propunere pe care am făcut-o sub asociație de a acorda indemnizație și celor care au venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, nu doar celor care încasează bani din drepturi de autor pe contract, scuze, din contracte pe drepturi de autor. Deci s-a făcut această confuzie între contracte pe drepturi de autor și venituri din drepturi de autor și drepturi conexe. În momentul de față încasează indemnizație doar cei care au contracte pe drepturi de autor. În general, chestia asta, contracte pe drept de autor, au apărut în presă. Nu știu cum de la ziariși, da. S-au extins în toate zonele așa. Toată lumea vorbește de contract pe drept de autor. Noi n-am folosit niciodată. Și cum ar fi drepturile de autor în sine. Da, da, exact. Dar, foarte complicat. Pentru că înțeleg că se plătesc taxe mai mici la acest fel de contract. Da, și nu sunt niște contracte recurente neapărat. De fapt, ce se întâmplase în piață fusese o chestie ocultă, așa. Jurnaliștii erau angajați pe contract pe drepturi de autor în ideea că își cesionau scrierile și atunci nu aveau contract de muncă. Dar, de fapt, contractul ăsta devenea recurent. Adică, de la unul la alta se reitera contractul. Dar s-a depășit momentul ăla și când vorbim acum de contract pe drepturi de autor, vorbim de un exemplu, un actor care participă la o zi de filmare și e plătit pentru drepturile pe care le cesionează, să zicem. Sau pentru ziua de filmare, tot sub această formă contractuală. Și chestia asta se răsfrânge în toată industria, dar e foarte prost înțeleasă și foarte prost interpretată. Și după ce le cesionează, firește, se adresează organismelor de gestiune colectivă. Contracte aveau undeva la sfârșit un articol prin care își cesionai toate drepturile. Adică la artiștii vizuali vreau să spun că nici nu mai băgau de seamă și își dădeau seama ulterior că au o problemă. Că de fapt toate drepturile astea le-au pierdut. Și bine ați venit la conferința Cesiune pe Pasiune, pentru că noi așa am înființat această conferință. Îmi pare rău că am ratat această ședință, că vă explicam eu. Păi nu, că vă mai așteptăm cu ocazia asta, da. Tocmai ca să explicăm artiștilor cum e cu aceste drepturi, ce trebuie să cesioneze și ce nu. Artiștii trebuie să învețe, care le sunt drepturile, să învețe despre fiecare drept. Noi am pornit o campanie și urmăriți pagina de Facebook Vizata, pentru că am pornit o campanie cu toate informările astea ca fiecare artist din țara asta să înțeleagă care sunt drepturile și care, după care el trebuie să câștige, nu? Că este munca lui de creație. Cu ocazia asta poate vă mai alăturați nouă să facem și mai multă lumină. Ce încerc să spun vis-a-vis de indemnizație este că Ministerul Culturii a aprobat propunerea noastră încă de mai bine de o lună și acum totul este în curtea Ministerului Muncii. Adică acum ce se discută? Se poate aplica pentru indemnizație și cei care vin cu un mandat de adeziune de la un organism de gestiune colectivă, pentru că este o dovadă clară a participării lor la sectorul cultural. Pentru că altfel nu încasau bani din drepturi de autor.
Și e mult mai evident această participare decât cea dobândită printr-un contract pe drepturi de autor, care, după cum tocmai vorbeam, nu include exclusiv artiștii. Pe această cale sper că urgentăm și sper că ne aude cine trebuie transcrierea acestei propuneri pe ANPIS, ca și cei care au mandat de adeziune de la organisme de gestiune colectivă să poată beneficia de indemnizație. Și încă ceva, doamna Florescu, tot cu Ministerul Culturii am discutat, e o altă petiție inițiată de Asociația Muze, tot așa, cu peste 1000 de semnatari care văd că a avut trecere, ca și în lunile în care un artist poate totuși să muncească, dar nu depășește acest prag de 4072 de lei brut, să primească suplimentare până la pragul respectiv. Adică dacă mâine primesc un proiect de 1000 de lei, dacă acum stau pe indemnizație, cum se zice, trebuie să-l refuz, că pierd indemnizația. Și n-am perspectiva că poate voi depăși 4000 de lei prin muncă. Dar dacă ministerul îmi suplimentează suma asta de 1000 de lei, eu mă și apuc de muncă, am și cu ce să-mi plătesc chiria și luna viitoare poate e mai bine și ministerul scapă de mine, nu mai trebuie să mă asiste, practic. Deci acestea sunt cele două propuneri care au depășit sfera Ministerului Culturii, cel puțin așa însă răspuns oficial, și așteptăm să fie transpuse de la Ministerul Muncii pe ANPIS. Și sper ca luna următoare să poată aplica toată lumea până pe 10 ale lunii și să se vadă un ajutor real din partea asta. Răzvan, ai zis mai devreme, bine ați venit la conferința noastră Cesiune pe Pasiune. La ce temă și subiecte am tratat astăzi? Am putea să o denumim presiune pe pasiune, că nu prea am avut titluri diverse, deși am abordat subiecte diverse. Vreau să-i mulțumesc și eu, doamna Irina Florescu, președinte al Visarta, mai ales că este reprezentant al unei zone care depășește cadrul cu care suntem obișnuiți în general în conferințele noastre, și să revin asupra ideii faptului că nu toată lumea primește și se încadrează pentru indemnizație, exact așa cum ați exemplificat și dumneavoastră, exact așa cum a exemplificat și Răzvan. Și am revenit asupra acestei idei pentru că în ultimul răspuns primit de la Ministerul Culturii, apropo de cum pot fi ajutate persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate, există în continuare același argument, cum că persoanele fizice și sau persoanele fizice autorizate beneficiază de această indemnizație. Corect, dar nu în totalitate, pentru că există o mare, mare parte care nu se încadrează pentru această indemnizație și motivele sunt diverse, au fost prezentate anterior. Cu atât mai mult, orice fel de propunere s-a făcut către Ministerul Culturii în vederea susținerii acestei categorii de participanți, a fost redirecționată către alte ministere sau a fost depusă inițial și către alte ministere, având legături, ca ulterior să se întoarcă tot la Ministerul Culturii și să se spună faptul că Ministerul Economiei nu are competență în această speță, Ministerul Finanțelor Publice nu are competență și totul s-a întors la Ministerul Culturii. Eu din asta înțeleg că este exclusiv de competența Ministerului Culturii să rezolve această problemă în vederea ajutării persoanelor fizice, artiști și titulari de drepturi care nu se bucură în momentul de față de schema de ajutor de stat așa cum i-a propusă. Irina, chiar am pus acum pe ecran ultima scrisoare primită de la... Să vedem. Ministerul Finanțelor. Pentru că ultima oară am fost redirecționat către Ministerul Finanțelor cu privire la această schemă de ajutor de stat și Ministerul Finanțelor, că era ultimul din acest lanț căruia ne-am adresat, a spus același lucru și anume că trebuie să ne adresăm, după cum scrie aici, Ministerul Economiei. După care Ministerul Economiei ne-a răspuns și urmează să vină și scrisoarea că trebuie să ne adresăm Ministerului Culturii. Deci, practic, am încercat la ghișeu 11, am fost trimis la ghișeu 17 și de acolo înapoi la Ministerul Culturii. Pe principiu, toate drumurile duc la Roma. Așadar, anunțăm pe această cale că nu mai avem cărui minister să ne adresăm. Putem să începem să ne adresăm Mega Image, Kaufland, nu știu ce căi să mai luăm. Dar în momentul de față, totul este în curtea Ministerului Culturii și UMP și ne bucurăm că sunt deschiși la dialog.
Până luni ar trebui să obținem de la ei o transpunere a acestei propuneri care clar ajută marea majoritate a titularilor de drepturi de autor, implicit participanți la sectorul cultural, ca să avem ce dezbate luni. Vreau să spun ceva, sper să nu am dreptate în ceea ce zic și să fie o informație total greșită și... Dar, astăzi, pe grupul nostru de lucru, am primit un text mic din partea unui coleg de-al nostru, foarte tehnic, foarte elaborat, foarte bun în ceea ce spune, care ne spunea, domne, se pune problema, și asta cred că a apărut de câteva zile, dar este într-adevăr un pericol formidabil că se întâmplă așa ceva. Se pune problema că în momentul în care activitatea noastră a fost deschisă cu 30% din capacitatea sălilor și 500 de oameni maximum, da? Cu păstrarea distanței, nu știu ce, cu toate așa, să se suspende cele două forme de ajutor, adică cel de care vorbea mai devreme Răzvan și mai ales șomajul tehnic în zona noastră. Ori aici trebuie să atragă atenția ministerelor, tuturor ministerelor, eventual guvernului, că șomajul tehnic, practic, ne-a mai ținut cât de cât să nu avem scenele astea îngrozitoare pe stradă cu oameni care sunt într-o disperare formidabilă, pentru că toți au familie, au copii, cât de cât au ce pune pe masă, atât, doar atât, asta este o chestie de supraviețuire și atât. Și celălalt ajutor, cum îi spune, de care ai vorbit, indemnizația asta, care dacă la rândul ei, pe același principiu este suspendată, e o nenorocire. Gândiți-vă, sunt convins că în sală sunt oameni care se trăiesc în indemnizație de un an de zile. Pentru că altceva nu există în zona noastră și eu nu înțeleg cum de-am... A Ministerul Culturii nu există un om sau cineva care să spună, domnilor, nu putem cu 500 de spectatori să facem niciun fel de spectacol. Pentru că 30% în capacitatea sălii, dacă e o sală mică, înseamnă 100 de spectatori. N-ai cum să faci așa ceva. Dacă e o sală mai mare, maximum 500. Deci vă dau exemplu Arenele Romane, de exemplu, sau sala polivalentă sau sala Palatului. N-au cum, de un an de zile n-au făcut nici un spectacol. La Arenele Romane au fost 3 spectacole care au încercat să vândă 500 de bilete și nu au reușit, pentru că mai intervine și frica asta de virus și de nu știu ce, și oamenii nu vin până când nu este nu au cât de cât o siguranță. Toate spectacolele au pierdut bani. 3 spectacole într-un an. Și au mai fost încă 3, dar care vânduse Damian Drăghici, care a vândut bilete în luna martie, 1600 de bilete. Și a reușit să aducă 1500 din ei să vină să-și vadă spectacolul fără să dea biletele înapoi. Au venit. Au fost de 3 ori, 3 spectacole în 3 zile diferite cu 500 de spectatori. Dar la fel, a pierdut bani, dar a pierdut mai puțin decât dacă dădea banii pe bilete înapoi. Și uite așa, asta e situația. Dar cum să facem? Cum să ajungem la o discuție directă cu ei să le explicăm? Dom'le, asta este caracteristica noastră. Asta facem noi. Nu putem să avem spectacole cu un profit cât de cât, nici măcar pe zero, cu 500 de spectatori. Într-o sală care poate să primească 1500, vă dați seama. Deci o sală mai mare. 500 e practic 30% din capacitatea sălii. Îl avem alături de noi și pe domnul Cornel Tătaru. Ia să-l ajutăm cu sunetul. Tătaru, președinte al Ligii Naționale de Dans din România. Bună seara și bine v-am găsit. Sunt puțin emoționat pentru că mă aflu la aceeași masă, ca să zic așa, cu oameni foarte importanți din acest domeniu pe care îl discutăm sau ajutorul pe care îl putem aduce acestui domeniu. Mulțumesc
muze pentru oportunitate. Reprezint o federație în curs de înființare, așteptăm săptămâna viitoare ultimul termen la tribunal. Dansatorii, după cum știți și cred că vă dați seama, sau parafrazându-l pe Toma Caragiu, dansul este o artă călcată în picioare. Noi chiar am fost călcați la propriu în picioare în această perioadă. Suferim foarte greu și așa cum domnul Mario de Mezzo spunea, pandemia ne-a făcut să ne adunăm, să ne unim, ca să spun așa, în această ligă. Probabil vom depăși 5-6 mii de membri și îmi doresc foarte mult ca totul să nu se termine odată cu această pandemie, pentru că discutând aici, văzând, ascultând tot ce s-a discutat, mai ales pe partea financiară de ajutor, personal consider că lumea artistică din România, artiștii în general, au mult, mult mai multe probleme care vor rămâne și după pandemie și îmi doresc să rămânem și noi, nu neapărat în acest ecran, dar să rămânem conectați și să le rezolvăm rând pe rând, pentru că așa cum ne hrănim din aplauze atunci când apărăm pe scenă, vă pot spune că în același timp în piață, dacă sunt întrebat ce profesie am și răspund că sunt profesor de dans, nu stârnesc aplauze, stârnesc zâmbete. Și îmi doresc și eu, alături de dumneavoastră, ca și dansatorii, sau îmi doresc ca și dumneavoastră să vă doriți ca și dansatorii să fie tratați cu respect. Viața lor artistică este scurtă, tumultoasă, dar scurtă, și chiar avem un ajutor și nevoie de un ajutor, și încă o dată felicitări și să sperăm că rămânem conectați și să ne folosim și în continuare de acest spirit care ne-a unit, nu știu, eu cel puțin sunt impresionat că oamenii din acest domeniu și-au dat seama că numai împreună vom putea reuși, indiferent că suntem cântăreți, artiști, plastici, dansatori, coregrafi, actori, iată că suntem mulți, fără noi clar că nu se poate. Nu este neapărat un strigăt din lipsa banilor, acea lipsă există, dar fără noi nu se poate și acolo sus, la vârf, trebuie să se înțeleagă acest lucru. În același timp chiar vreau să spun chestia asta. Acum 30 de ani aveam vârsta multor dintre voi și ieșeam să schimbăm, o situație care nu ne lăsa nici măcar să vorbim așa cum o facem astă seară. Sunt impresionat și vă felicit și din cauza asta că, iată, după 30 de ani, niște oameni tineri ca voi au ajuns și vor să schimbe ceva de aici, din interior și în interesul celor de aici. Vă mulțumesc foarte mult, nu vreau să vă rețin prea mult. Liga Națională a Dansatorilor va fi alături de voi și vom fi niște parteneri de nădejde. Ori de câte ori va fi nevoie de noi, noi vom fi acolo. Mulțumim mult! Mulțumim, domnule Tătaru, pentru Imbold, pentru energie. Ați punctat foarte bine care sunt problemele și, de fapt, problema principală e foarte simplă. Fără noi nu se poate, fără artist nu există industrie artistică, nu există cultură. Așa că sper că o zic ca pe o concluzie. Trebuie ca artistul să fie beneficiar al acestei scheme de ajutor de stat. În sensul cel mai larg, ne referim la orice titular de drepturi de autor. Mai are cineva ceva de adăugat? Îmi pare că am încheiat într-o notă sumbră. O să fiu un pic mai vesel și mai optimist. Dragă Ministerul Culturii,
Ajută-ne acum!